Un incendiu a izbucnit la un depozit de deșeuri feroase în Drobeta Turnu-Severin din cauza unor materiale plastice și textile. Pompierii mehedințeni au intervenit la timp și au reușit să stingă flăcările înainte de a se extinde. Puțin a lipsit în acest weekend să nu se întâmple o catastrofă în Drobeta Turnu-Severin. Autoritățile și populația au fost în alertă imediat ce a izbucnit un incendiu la un depozit de deșeuri feroase amplasat pe o platformă în aer liber în zona portului comercial din municipiu. În noaptea de sâmbătă spre duminică, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu-Severin au intervenit cu o autoplatformă, două autospeciale de stingere și o ambulanță SMORT pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de deșeuri amplasat pe o platformă în aer liber în zona portului comercial din Drobeta Turnu-Severin. Pompierii au localizat și stins incendiul, ce s-a manifestat la deșeuri plastice și textile, dar și la reziduri inflamabile rezultate din resturi de carburanți. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de autoaprindere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.